Salutare tuturor, sunt eu, Terex, și bine v-am regăsit la un nou episod din Jurassic World The Game, unde astăzi vom bate cei 99 de Velociraptor. Dar mai întâi de toate vom deschide acest minunat Mystery Pack, fiindcă așa ne începem noi fiecare episod. Și înainte de a bate raptorii, vom evolua dinozaurul de nivel 40 pe care voi mi l-ați cerut. De fapt, nu va fi doar un singur dinozaur de nivel 40 în episodul de astăzi, vor fi chiar doi, oameni buni, chiar doi. Ei bine, da, fiindcă am avut posibilitatea și am zis, de ce să nu o fac, frate, să vă fac pe plac amândurora. Primul candidat de nivel 40 care va evolua astăzi, care ne va încânta astăzi cu minunata lui formă, este Gigabyte. Ei bine, da, gigantozaurul va fi în curând de nivel 40. Deci, cum v-am obișnuit eu pe voi, avem unul default. Sună cam ceva default. Oh my god, uitați-vă cât de lung e femur la dinozaurul ăsta și cât de scurt e tibia. Logic sau normal, tibia și femur trebuie ori să fie egale, ori tibia să fie mai mare decât femur, știi? Dacă nu știați, tibia e partea aia de jos, osul ăla lung de jos al piciorului, și tibia e partea de sus care e prinsă în șold acolo. Nu, femurul e prins în șold, tibia e sub genunchi, gen, știi? Asta e o problemă foarte mare. Adică, uite, ăsta în partea asta tot la fel arată, gen. Oh my god, ce greșeală. Frate, e o greșeală masivă asta. Ioi, oribil. În fine. Deci avem un de nivel 10, încă un de nivel 10, unul de nivel 20 și unul de nivel 30. Ce mi se pare mie ciudat la gigantozaurul ăsta de nivel 30 e culoarea. Uitați-vă la iconița lui. E atât de aprinsă și de frumos colorată și când dați și vă uitați așa la el în carne și oase, e cam... E palid, așa, e trist. Uitați-vă la fața lui, oh my god, ce ți-au făcut? Te-au distrus complet. În fine, hai să-l evoluăm. Fierar, frate, mereu dă fail aici. De fiecare dată când îl evoluez, aici dă fail mereu. Exact în punctul ăla. Haide! Oh, încă unul. Gigabyte ocupă locul întâi la cele mai mari failuri din istoria canalului T-Rex Planet. O să facem frumos o statuie de gunoi sau ceva de genul, ca să-i simbolizăm porcăria. Ok, pe cât de urât e, pe atât de multe failuri dăm. No, nu ești urât, ești chiar drăguț. Oh, uite acolo cum mănâncă, neam. În fine, nivel 30, haide! În sfârșit, în prima! Nu cred, în sfârșit a avut și el o evoluție din prima. Frate, e atât de urât gigantozaurul ăsta încât să sperie aia de la laborator, deși nu vor să-l evolueze. Sunt ceva de gen, ce dare cu iorătania asta, nu evoluăm, bă! Iam! Uite cât de sad e, frate, cât de trist e. Oh, are o față atât de câine plouat. Și iată, nivel 40, giganotozaur, și cred că are ceva în cap. Ca la monolofosaur sau ceva de genul. Nu cred că din prima, deci s-a întâmplat o minune, ce-o fi cu tine? Dar eu se evoluez din prima la nivel 40. Uite, culorile astea mai zic, frate, și evident că are un fel de notătoare de rechin în cap. E, uite, culorile astea mai zic, asta, da, asta e frumos, asta îmi place. Asta arată bine. Uop. Evident că are țepi, de ce nu? Îmi plac culorile astea, da, frate, uite, frumos colorat. Uite, are și o nuanță de verde, așa, care îmbină galbenul ăsta pe picioare cu roșu și îmbină cu negru. Uite, ce drăguț. Arată bine, îmi place, și are dungi, frate, are dungi pe picioare. Îmi plac dungile pe dinozaur, frate, e cel mai tare model ever. Niam-niams. O, putem să-l și fuzionăm, aparent, cu un plocefalus. Și putem să formăm un gigantocefalus, dacă nu mă înșel. Uite cât de drăguț e, frate. Acum îmi place, tot are el fața aia tristă, dar măcar avem un gigantozaur de nivel 40. Bun, hai să trecem la următorul candidat. Și următorul dinozaur de nivel 40 pe ziua de astăzi va fi... Bonitasaura! Ia, ia! Ce Bonitasaura, mă, v-am păcălit! Elvis, oameni buni, Elvis! Unul de nivel 10, unul de nivel 20 și unul de nivel 30 și vor face astăzi un Elvis de nivel 40, un Elvis de formă finală. Hai să începem! V-am dus puțin de nas cu Bonitasaura este. Sneaky Piggy! Ok. Uite ce stă de el în stamba acolo. Ce frumos dansează el. Tem-tem-tem-tem, niam! Niam-niam-niam-niam. Prânze, vegetație, buruieni. Ok. Penultima evoluție și... fail. Da, de ce nu? Hai să dea și Elvis un fail. A băut apă după Gigabyte. Haide. Ala e. Parasaurul Rolfus e unul de dinozaurii mei preferați, frate. E un dinozaur simplu. Nu are țiem, nu are arme supra-dezvoltate. În schimb, are un corn imens în cap.
femelele de parasol roșu sau un cor mai mic, gen, știi? Ca să diferențeze de mascul. Ok, și ăsta e de nivel 30. Așa arată, frumos, cu dungulițe. Ăsta mi-aduce aminte de Parasaur Lofus din The Last World Jurassic Park. De ce nu pot să dau zoom? Ok. Deci ăsta chiar un model clasic. Arată super. Mi-ar plăcea să-l țin așa, frate, că arată grozav. De ce să-l fac de nivel 40? Screw it, nu-l facem de nivel 40. No, glumeam, din nou. Acum hai să fim serioși. Nivel 40. Eu cred că Parasaur ăsta nu are cum să fie femelă, frate. Deci ăsta nu e femelă 100%. Fiindcă uitați-vă la cornul din capul lui, frate. E imens. Nu va mascul eu așa ceva și poate să ajungă până la 2 metri lungime. Vă închipuiți, corna poate să ajungă până la 2 metri lungime. Oh my god! Ah! Haide! Haide! Ah! În sfârșit! M-au costat aproape 1000 Dinobucks toate evoluțiile astea. Holy shit! Cât de mare chestia în capul lui! De ce poți să zic că e destul de accurate? După părerea mea așa. Parcă e. Gândiți-vă, un Parasaur Lofus adult mascul poate să aibă cornul ăsta în cap până la 2 metri lungime, vă vine să credeți, fără cap, fără să pui capul alunii la socoteală, cornul doar. E, chestia asta l-ajută pe el să scoată sunete puternice, care pot să distrugă timpanul adversarului, vă imaginați așa ceva să vă urle lângă ureche, bum. O, și putem să-l și fuzionăm cu Bonitasaura și putem să formăm Parasaura, evident. Deci imaginați-vă, chestia asta, deci trage aer, există niște canale, s-a făcut un fel de radiografie a craniului. Există niște canale în creasta asta aici. Trage aerul pe nas și umblă pe niște canale în creasta asta și se amplifică sonorul, gen, știi? Ca și cum ai vorbit într-un megafon. Și când îl scoate pe gură, se amplifică de vreo 5 ori mai mult, de vreo 10 ori mai mult. Suficient ca să distrugă timpanul unui alt dinozaur. Vă vine să credeți așa ceva? Deci pentru om, chestia asta cred că ar fi fatală ce sunete poate să scoată animalul ăla. Mă gândesc că sunt și surzi. Oh, hai să vedem trade-urile. Mă gândesc că ei sunt și surzi. Am făcut trade-uri mai devreme, am luat o grămadă coins, puțin bucks și altceva nimic important aici. În fine, hai să trecem să batem acei 99 de raptor cum v-am promis. Ok, nu am deblocat aia încă. Fight! Oh, avem de atins targetul global, deci... Challenge! Uitați ce avem aici, cele mai frumoase creaturi pregătite să-și înfigă colții în nemernici ăștia. Nici domnul poate să doboare un velociraptor într-o viață, deci nu-i problemă. O să punem pe Golden tot în față, pe Pterodactyl și evident pe Indominus Rex. Mi se pare mie sau costă mai puțin startul acum, e 3000? Mi se pare că costa mai mult înainte. E 3000 acum, uite, nu mai mi-am aminte, aș putea să mă uit la niște videoclipuri mai vechi. Să văd cât costa înainte să lupți. Ne-am întors aici, oameni buni, ne-am întors. Vechea arenă. Holy shit. Undeva aproape de centrul de vizitatori în piața aia acolo. În centrul orașului, să zicem așa. Ne-am întors aici, frumos. Unde ne-am întâlnit cu Omega 09. Wow, câte amintiri. Mi se pare că au optimizat mai bine arena asta. Gen, nu știu, au redus niște particule sau ceva, fiindcă înainte. Uite, când apărea ceața asta așa, se producea un lag infernal, frate, și scădea jocul la 15 frame-uri. Acum văd că ceața apare în fundal și jocul rezistă bine. 30 de frame-uri, dar totuși o duce bine. 30, mai scade și puțin pe la 25, dar văd că merge bine, deci se poate, deci vedeți că se poate să se facă optimizări mai puternice de... Ok, o să continui să-i atac, frate, fiindcă sunt mult prea slab fraieri ăștia. Mi se pare că un velociraptor de nivel 40 moare dintr-o singură lovitură de la un... de la Presto. Da, dacă nu mă înșel așa e, poate. Op, directă. Frate, de ce nici nu mă uit, atac direct aici. Pur și simplu nu-mi pasă, dau în ei direct. Am văzut pe cineva pe Facebook, am pus o postare pe Facebook în care au zis să bată cei 99 de raptor, frate, pe toți a bătut. Evident că a folosit hack și a avut 3 Gorgosuchus de nivel 40. Dar cred că e posibil. Avem un Indominus Rex de nivel 40, îl avem pe Presto, Golden Tooth și pe Phoenix, care sunt pregătiți să-i rupă mufa fraierilor. Adică, câți am dobor până acum? 6 am dobărât până acum. Încă 93 de dobărât. Hai că putem. O să continui să-l atac, frate, fiindcă n-are ce să fac. Uite, pune decât 3 blocks. Fraierii, nu știu că moar dintr-o vitură și că Golden Tooth astăzi este agresiv. Yeah. Hai să o facem, oameni buni. 5 atacuri. Hai, mergi pe ele. Am mers pe 3, posibil să aibă 2 blocks. Chiar nu pasă, o să-l atac direct. Ba chiar ce o să fac, o să pun 3 și 1. Na. Uite așa, dar laibii ce sunt eu, na, uite, sic, na, m-am fost cu un rezăr, fraiere.
Oh my god. 8 s-au dus. Au mai rămas încă 91. Pardon. Au mai rămas 90. 9 s-au dus, au mai rămas 90. M-a atacat cu 4, e left open Prostovanu. De ce să nu pun și eu un reserve? Ce, mă doare mâna? S-am și acolo 4 puncte de acțiune, 8 puncte de acțiune, frumos, bine, mersi. Dobărând cât un raptor părând. Am ajutat așa de nivel 20 plus. Și o să mergem pe 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Aparent, ia fiți atent, ăștia nu pun mai mult de 3 blocks. Deci mai mult de 3 blocks ei nu pun. Ceea ce easy peasy lemon squeezy pentru mine, fiindcă eu pot să continui să-i atac și pot să ajung, pot să-i bat pe toți așa. Bum. Fraiere. Ok, mai are nevoie de 2 atacuri ca să mă doboară, o să-l atac cu 2, 1, 2, 3, 4, 1, 2. A avut 8 blocks. Hopa. Ups. Upsi, uite, o greșeală de asta poate să-ți fie fatală. Deci o greșeală ca asta poate să-ți fie fatală. Ok, acum sigur nu mai are nimic. Și rip golden tooth. Ne-a servit foarte bine golden tooth. A dobărut până la 10 velociraptori. Acum e rândul lui Phoenix să-și arate colții în luptă. Phoenix nici măcar nu are nevoie de avantaj. Are deja 1300 și ceva atac. Suficient că să dobor un... Stai, cât are un velociraptor de nivel 40 HP? Are 800, cred că are 800, nu? E, nu contează, o să aflăm chiar acum, oameni buni, fiindcă ne apropiem de cei de nivel 40. Încă unul jos. Boom. Oh my god, cineva continuă să mă spameze cu mesaje pe Steam. Trebuia să închizi Steam-ul. Capsec, ce ești, T-Rex. Oh, are 6, hopa. Una fix în plin lup Pterodactylus lui Phoenix. Fierai tu să fii de Ghiorlan. Iar aici, fraiere, în curând din domnul s-o să-și facă apariția. Vă imaginează că am fi putut folosi booster aici cât de OP ar fi fost? Gen, să-i dea lui din domnul un boost de 205% sau lui Prestosuciu de nivel sau cine știe. Orice dinozaur bun aveți voi acolo. Ia vă imaginați-vă. Oh, în sfârșit o să vedem cât HP are un nenorocit ăsta de nivel 40. Cred că are 800, dacă ăsta are 750, la nivel 40 are 800. De 800 în cap are chiar. Woho, Terex de Pavala a ghicit chestia asta. Sunt mediu dacă nu știați. Poți să ghicezi viitorul. O să ghicezi că individul ăsta o să moară în chinuri acum. Yeah, ha, am prezis-o bine și pe asta. Și mai prezic că și Phoenix o să se ducă cu Dumnezeu înainte, cu Raptor Jesus înainte. U7 are, băi, ești nebun? O, m-a atacat cu toate. Oh, Phoenix e la pământ. Dar iată-l, Indominus. Haide, Indominus, arată-ți colții, arată-ți furia. De ce sunt eu nata rău? Am pus de greșeală un bloc în plus, n-are nimic. Bum. Haide, Indominus, arată-ți furia, își doboare pe toți. Sfâșie în bucăți. Oh, they are communicating. Discută între ei, băi, ești nebun? Ups. Ok, Doki are un... Acum hai să fim atenți, hai să fim calculați acum, 1, 2, 3. Hai să facem totul calculat. Acum, fiindcă vreau să dobor cât mai mulți, frate, vreau să rerun mufa la toți. Nu știu dacă e posibil să-i bat pe toți cu Indominus, dar văd că mă duc destul de departe. Opa. Sincer, ăsta cu 8 atacuri n-are ce să-mi facă, chiar n-are ce să facă mie cu 8 atacuri. Ups. Nu e bună, nu-mi place, chiar dacă nu poate să mă doboare, totuși poate să mă rănească grav de tot. Evident că o să mă atace cu 7. What? Ok. Mamă, ce ceață densă, frate, o tai în domnul cu gheara. A avut 5 blocs, nebunul. E bine, n-are mic, e bine. Sper să mă atace cu 4, acum să rămână left open. Ah, ce-mi faceți voi mie, Velociraptor Host, ce sunteți? Clever girl. Ok, acum are 6. Haide, atacă-mă cu 6, nu mă atacă-mă cu ele. Te provoc. Bine, merge și cu 3, nu mă bait. Șmecherie în felul următor, ar putea să aibă 7 iarăși. Ne, o să merge la risc, Indominus nu poate să moară din 7 atacuri, deci... O, a avut 3 blocs, bun. Oricum, Indominus nu moare din 7 atacuri de la un raptor de ăsta. Sau poate să moară? Uite, nu știu. Chiar nu știu. Haide, atacați-mă, faceți ceva, nu mai fiți atât de inutili. Ok, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Uep, a pus un reserve fraierul.
unul câte unul, toți vor cădea și Indominus pe toți va mânca. M-a apucat cântatul la ora asta. Oh, m-a atacat din nou cu 3, jap una peste față. Acu sigur poate să mă omoare, cu 7 atacuri sigur poate să mă omoare. În fine, merge la risc în continuare. Nu știu de ce merg mereu la risc, dar aia e, nu risc, nu câștigi, știi vorba. Holy shit, m-am tot plictisit de raptor ăștia care tot vin și tot vin. Ok, m-a atacat cu 3, are un bloc, o să-l atac și cu 2 frumos. 1, 2, 1, 2, 3, 4. Hai să o facem, Indominus. Dobărâm toți raptorii astăzi. Evident că nu, dar merită să încerci. Poate cine știe, o să mai joc eventul ăsta of camera peste vreo 2 zile când se odihnește Indominus. Dacă nu, se termină până atunci. Dăm 4, nu poate să mă dobo, sau poate, nu știu. Indominus, oh, ai frate, serios, care erau 6 să pună 4 blocks? S-a speriat, săracul. S-a speriat raptorul de Indominus. E, hai că acum n-are cum să mai aibă, n-are cum să mai aibă 4 blocks. Da, sunt mort. Papa, pa, Indominus, nu-i nimic, oameni buni. Ae. Până la urmă am bătut o grămadă de raptori. E o chestie de calculat totuși. 7, ai, ai. Papa, Indominus, ți-ai făcut meseria, bum. Deci Indominus nu poate face față la 99 de raptori, nimeni nu poate. Armata de raptor s-a întors să se răzbune și aparent Indominus și-a făcut treaba cât de cât, a eliminat mare parte din ei. Dacă aș fi jucat eu cu cap gen, uite, am doborât 23. Cred că dacă aș fi jucat eu cu cap așa și n-aș fi dat totul YOLO, am fi doborât în jur de 40, să zicem așa. O să încerc eu off-camera să joc mai mult gen. Foarte mult ADN. O să încerc eu off-camera gen să joc mai mult și știu și o să dobor cât mai mulți raptor. Să vedem, o să încerc o strategie ceva. Să văd dacă pot să dobor mai mult de 30. Ok, nu prea mai e nimic de prezentat, alte eventuri nu mai avem, doar ăsta, Revenge of Raptors, pe care am participat la el, nu uitați să participați și voi, cu cât mai mulți cu atât mai bine, să dobărâm toți raptori ăștia. Hai să mergem la Elvis, fiindcă la el e mai frumos, la el în habitat e mai frumos, arată mai bine Elvis. Ca să puteți să cheiești noi acest episod, oameni buni. Deci dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați butonul de like, să vă bate și voi cu cei 99 de raptori, să vă abonați în caz că nu ați făcut-o. Și noi o să ne vedem ca de obicei data viitoare, pa, pa!